dragilor, astăzi vorbim despre diabet și mai exact despre cele 18 lecții pe care le-am învățat eu în cei 18 ani de diabet, pentru că, da, anul acesta, în 2021, am împlinit vârsta majoratului de când am diabet tip 1. Pentru cei care nu mă cunosc, fac insulină de la vârsta de 7 ani, așa că m-am gândit că odată cu împlinirea acestor 18 ani de diabet, vârsta majoratului când în general se presupune că ai acumulat o experiență și ai o maturitate necesară, m-am gândit să vin în fața voastră să trag niște concluzii legate de experiența pe care am trăit-o până acum legată de această boală, astfel încât cei care au diabet întâi de toate să fie mai încrezători și să privească înainte cu fruntea sus și de asemenea să învețe din greșelile mele, pentru că știți ce se spune? Cei inteligenți învață din greșelile altora. Dar de asemenea, clipul de astăzi este bun și pentru cei care nu au diabet, pentru că veți găsi cu siguranță ceva folositor azi. Iar acum, dragilor, haide să ne apucăm de treabă. Mi-am notat lecțiile pe agenda, așa că haide să vorbim despre ele. Prima lecție, și de aceea am și pus-o la începutul clipului, pentru că este una dintre cele mai importante pe care vreau să le rețineți din clipul de azi: totul se întâmplă cu un scop. Da! În general se aplică lucrul acesta, dar când vine vorba de diabet, eu, de exemplu, când eram la debutul bolii, da, încercam să asimilez toate informațiile, să știu ce am de făcut, să știu ce este cel mai bine pentru mine, doar că întotdeauna îmi puneam întrebarea, dar de ce eu? De ce a trebuit să mi se dea mie boala aceasta? Și de fiecare dată ajungeam să mă enervez, să mă frustrez, pentru că nu înțelegeam de ce am fost eu aleasă pentru diabetul de tip 1. V-am mai spus, acest diabet îți este efectiv dat, el te alege pe tine, nu îl declanșezi tu într-un anumit fel din alimentație sau de la stres sau mai știu eu ce. Acolo este altceva, pentru că diabetul de tip 2 se declanșează diferit față de tipul 1 și o să vă invit să căutați informații de genul pe Google, dacă sunteți curioși, pentru că sunt la dispoziția tuturor. Așa că la început, pentru mine, boala aceasta nu era decât o frustrare și nu înțelegeam de ce se întâmplă. Bineînțeles, pe parcurs am acumulat experiență, am crescut între timp și mi-am dat seama că totul s-a întâmplat cu un scop. Diabetul este o componentă a mea. M-a ajutat să modelez personalitatea pe care eu o am astăzi. Am devenit mult mai responsabilă datorită diabetului. M-am maturizat într-adevăr mult mai devreme decât un copil obișnuit, pentru că la 7 ani să știi atât de multe lucruri, doze de insulină, cum să cântărești mâncarea, cât să mănânci, să ai grijă la simptome, este ceva ce nu face în mod normal un copil la acea vârstă, așa că de aceea spun că maturitatea a venit un pic mai devreme. Așa că dacă ai diabet și până acum te-ai gândit, oare de ce mi se întâmplă mie lucrul acesta, încearcă să vezi părțile pozitive. Cu ce te-a ajutat pe tine acest diabet? Cum te-a schimbat? Cum te-a îmbunătățit ca persoană? Și sigur, sigur vei găsi cel puțin un lucru, dacă nu chiar două, care te-au ajutat în acest sens. Sfatul meu este să le scrii pe foaie și de fiecare dată când începi din nou să te frustrezi din cauza acestei boli, să citești beneficiile pe care ți le-a adus totuși diabetul în viața ta. Știu că sunt oameni care priveau viața într-un fel până a venit diabetul peste ei, iar apoi au făcut practic un scop din lucrul acesta și și-au dedicat viața pentru a-i ajuta pe alții să înțeleagă la rândul lor ce înseamnă să ai diabet și să-i facă efectiv să treacă mai ușor prin lucrul acesta. Nu ești singur! Iar lecția aceasta este la fel de importantă ca și prima, pentru că după ce mă întrebam, dar de ce eu, mă gândeam că nu mai știu pe nimeni din preajma mea care să aibă diabet și că iar eu sunt singură și că nu are cine să mă ajute și nu mă înțelege nimeni. Ei bine, încă o dată, dacă ai diabet, crede-mă că nu ești singur. Pur și simplu trebuie doar să cauți acele comunități sau acele persoane, atât în viața de zi cu zi cât și în online, care au diabet și pur și simplu să încerci să te conectezi într-un anumit fel cu ele, pentru că noi avem sentimentul acesta de apartenență la o comunitate, asta în general. Așa că atunci când ai o problemă, chiar îți dorești să cauți o rezolvare sau să te identifici cu alții din jurul tău. Și ca să
dau de exemplu o statistică ce a avut loc prin 2019. Atunci spuneau că în urma unui studiu, la noi România, sunt peste 1,5 milioane de români care au diabet, deci peste 10% din populația României are diabet. Așadar, nu ești singur, caută doar oamenii potriviți, caută să te conectezi cu cei care sunt ca și tine și care te înțeleg și știu prin ceea ce treci. Următoarea lecție pe care am învățat-o destul de rapid, pot să zic, dar nu încă din primii mei ani de viață cu diabet, așa că eu vă spun de acum ca să vă liniștesc un pic în cazul în care sunteți la debut cu diabetul, iar pentru cei care deja au de ceva timp, cu siguranță știți deja lucrul acesta, poate știți să îl și aplicați în mod corect și mă refer aici la faptul că poți să mănânci orice îți dorești. Da, ai auzit bine. Numai că în anumite condiții, într-adevăr. Dar ideea este că dacă vrei pizza, poți să mănânci. Dacă vrei o savarină, o amandină, orice, poți să mănânci. Dacă vrei înghețată, poți să mănânci. Orice pofte ai tu, poți să mănânci. Numai că secretul este moderația și frecvența, ca să spun așa. Iar asta se aplică în general la oameni, pentru că, după cum știți, medicii ne recomandă să reducem consumul de zahăr, de grăsimi, de fast food, de prăjeli, în general. Deci aici nu se aplică doar pe diabet. Deci dacă vrei să mănânci ceva dulce sau un aliment cu mai mulți carbohidrați care, în general, îți crește glicemia, trebuie să știi întâi de toate ce cantitate de mâncare vei mânca acolo, câți carbohidrați vei băga în tine, în al doilea rând doza de insulină pe care urmează să o faci, timpul de așteptare între insulină și mâncare, aștepți 10 minute, aștepți 30, în funcție de glicemia pe care o ai, poți să aștepți chiar și 45 de minute sau o oră, depinde din nou de glicemie, pe care evident trebuie să o iei înainte de toate acestea și bineînțeles mai contează și efortul fizic pe care îl depui și de asemenea stresul și condițiile în care te afli. Așadar, dacă știi lucrurile acestea, poți să mănânci orice. Nu trebuie să fii diabeticul perfect. Și vă spun asta din propria experiență, pentru că să lămurim încă de acum, nu sunt diabeticul perfect și nu vreau să fiu, pentru că asta ar însemna să mă privesc de multe, multe alte lucruri și viața este prea frumoasă ca să fii perfect. Nu sunt ușă de biserică, nu sunt cruce de închinat și din punctul meu de vedere nici tu nu ar trebui să fii astfel. Acum fiecare are dreptul să aleagă. Ideea mea este că nu trebuie să faci o dramă dacă faci acum o glicemie mare sau dacă ai o perioadă, poate o săptămână în care stai într-un anumit stres, ți se întâmplă ceva, ai o problemă de sănătate pe lângă diabet și ai niște glicemii mai mari sau dacă faci o glicemie super mică și te-ai simțit foarte rău, nu faci o dramă din lucrurile acestea. Nu faci o dramă că ai mâncat o savarină astăzi și că mâine mai mănânci o amandină. Nu contează. Ideea de bază pe care merg eu este că important este să mă simt eu bine și să încerc să mențin glicemia în limite normale cât de mult se poate pe o perioadă cât mai lungă de timp. Așa că dacă reușești lucrurile acestea, eu zic că este mult mai bine decât să-ți dorești să fii un diabetic perfect. Când ai glicemie mică, stop joc! Indiferent ce faci, indiferent unde ești, și aici o să vă dau două exemple personale. Mi s-a întâmplat în școala generală, la facultate, când am fost în timpul unui examen, în timpul unui test, să fac glicemie mică. Simțeam lucrul acesta pentru că știți simptomele acelea când te ia cu amețeală, nu-ți mai dai seama ce se întâmplă acolo, te mai ia și cu tremurat, simți că-ți tremură mâna pe pix, așa că eu încercam să termin ce am descris la testul respectiv și apoi să-mi tratez glicemia mică, ceea ce era o idee foarte proastă pentru că deja concentrarea mea se ducea pe tremuratul meu și pe amețeli și am învățat din lucrul acela și chiar dacă eram la un test sau la un examen cu un profesor exigent, ridicam o mânuță, spuneam care este problema, scoteam ceva dulce, mâncam, îmi reveneam, scriam în continuare și era mult mai bine. Sau alt exemplu legat de condus. Vreau să merg undeva.
Văd că mă ia glicemia mică, simt deja lucrurile acelea, încă nu sunt în stadiu în care să leșin efectiv și să am nevoie de ajutorul cuiva, așa că ce fac este să mănânc dulce înainte de a porni cu mașina, ceea ce vă super, super recomand dacă aveți diabet, să țineți dulciurile și prin mașină, nu contează, ideea este oriunde te afli, în orice moment al vieții, simți că ai glicemie mică, stop joc. Și acum mi-am dat seama că ar fi foarte amuzant ca la nuntă, în timpul slujbei religioase, de exemplu, să mă vedeți pe mine opriți cununia religioasă că am glicemie mică și trebuie să iau ceva dulce. Da, ar fi foarte amuzant, dar dacă o să fie cazul, credeți-mă că o să o fac. Cunoașteți organismul, iar lucrul acesta, lecția aceasta este la fel foarte, foarte importantă pe termen lung și ca să vă liniștesc la fel dacă sunteți la început cu diabetul, cu timpul, după ce experimentați din ce în ce mai mult, o să ajungeți să vă cunoașteți și voi, astfel încât să vă gestionați diabetul așa cum trebuie. Ce trebuie să înțelegeți este că nimeni, dar nimeni, nu știe exact de câte grame de mâncare ai tu nevoie, de câte unități de insulină, de câte minute de efort fizic ai nevoie să depui pentru a-ți cade glicemia. Nimeni! Efectiv, toate lucrurile acestea le vei experimenta cu timpul și o să le afli pur și simplu pe pielea ta. Când ești la început cu diabetul, într-adevăr primești anumite recomandări de la medic, anumite doze de insulină, anumite cantități de carbohidrați distribuite la mese, dar cu timpul lucrurile se schimbă pentru că și viața se schimbă, ne schimbăm stilul de viață, activitățile, creștem, așa că toate recomandările acestea inițiale sunt firești să se schimbe și ele. Da! Trebuie să ții cont de aceste repere, dar ideea este să le ajustezi pe parcurs. Și ca să vă zic un exemplu personal, să spunem că am o zi în care efectiv nu am poftă de mâncare, simt că nu pot să mănânc. Și eu știu că am o recomandare de la medic să fac seara 8 unități de insulină, dar eu știu că nu voi mânca în acea seară. Păi nu o să fac 8 unități de insulină pentru că o să ajung într-o glicemie mică de toată frumusețea. Și alt lucru pe care l-am reținut relativ rapid încă de la începutul diabetului este faptul că nu toți diabeticii reacționează la fel la aceiași factori. Și v-am mai spus lucrul acesta. În momentul de față, eu dacă fac o glicemie mică, la mine nu mai funcționează pliculețul de zahăr pentru a crește glicemia și a mă simți bine, am nevoie de ciocolată sau de bezele. Deci, dragilor, răbdare cu voi, experimentați, pentru că din eșecuri să știți că învățăm și cu timpul, cu siguranță, o să ajungeți să vă cunoașteți organismul într-atât de bine încât să mâncați și ce doriți voi, dar și să vă simțiți exact așa cum trebuie. Ai voie să faci sport! Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că s-ar putea ca pentru unii oameni să pară foarte evident. Ei bine, eu fiind descoperită destul de mică, având acest diagnostic, ei bine, în toată școala generală, la liceu și la facultate, am fost scutită de orele de sport. Dar nu neapărat că nu aș fi putut să fac sport. Nu vă gândiți la asta, eram destul de capabilă, doar că mai ales la început fiind micuță și la început cu diabet, nu își asuma nimeni răspunderea în cazul în care mie mi se întâmpla ceva rău și cum eu nu știam toate simptomele, nu știam toate reacțiile, nu cunoșteam organismul, așa cum v-am spus mai devreme. Toți profesorii mei preferau să accepte o scutire medicală pentru sport și asta era toată povestea. Dar sportul este recomandat și de către medici în diabet și vi-l recomand și eu din tot sufletul pentru că l-am experimentat pe pielea mea, altfel nu aș fi avut cum să trag concluzia aceasta și pot să vă zic că, într-adevăr, dacă faci sport, o să vezi că o să-ți cadă glicemia, o să ți se stabilizeze, o să ai per total o stare mult mai bună, o să te simți mult mai ok și nu în ultimul rând, credeți-mă, îți va diminua nivelul de stres, ceea ce este propice pentru cei care au diabet. Așa că, dragilor, dați la o parte lucrul acesta, uitați că nu puteți să faceți sport în cazul în care și voi sunteți scutiți și încercați să începeți ușor. Dacă până acum nu ați mai făcut sport și vă este frică de o glicemie mică, pentru că asta este problema în general cu persoanele care au diabet, începeți cu ceva ușor, cu o plimbare de 30 de minute, 40 de minute, o oră, cât vreți voi. Mai înceată, mai alertă, poate dansați prin casă timp de 30 de minute, poate faceți cardio, faceți not, alergați pe afară. Oricum ar fi, începeți ușor, ușor și apoi vedeți cum vă simțiți. Învață cât de mult poți tu despre diabet.
pentru că este foarte, foarte important. De ce? Întâi de toate, pentru a te cunoaște mai bine, pentru a înțelege ce se întâmplă acum în organismul tău, deoarece totul funcționează mai diferit față decât la un om normal. În al treilea rând, dacă te cunoști și înțelegi ce se întâmplă cu tine, o să fii mult mai liniștit, iar, nu în ultimul rând, dacă știi toate lucrurile acestea, o să știi ce ai de făcut, ceea ce este super bine. De unde înveți despre diabet? Întâi de toate, medicul o să-ți spună cu siguranță ce presupune să ai diabet, dar tu poți să ții informația, mai ales în zilele de astăzi, de oriunde, de la internet, de la cărți. Ideea este să căutați informația în surse oficiale, să spunem așa. Căutați informația la oameni care vă inspiră încredere, la medici, la, nu știu, nutriționiști, iar alt loc de unde puteți să vă luați rapid informația și într-un mod vizual și foarte, foarte plăcut și să fie asimilată ușor, este YouTube-ul, pentru că în momentul de față găsiți diverse clipulețe pe YouTube despre diabet, din nou aveți grijă pe cine urmăriți, în care vi se explică o grămadă de lucruri. În momentul în care am fost eu diagnosticată, nu exista așa ceva, dragilor, așa că mi-am luat informația din alte părți. Ideea este să băgați cât de mult puteți voi la cap, să aveți puterea aceasta de cunoaștere și apoi să știți ce aveți de făcut. Poți trăi la fel ca un om normal. După cum am discutat, la capitolul mâncare și sport, cred că deja ați înțeles, puteți să mâncați ce doriți voi, puteți să faceți sport, este perfect în regulă, doar în anumite condiții. Iar la fel de bine, poți să desfășori aceleași activități pe care le au și oamenii din jurul tău. Poți să ieși la o terasă cu prietenii, poți să mergi la o petrecere, poți să te duci la muncă, să ai un job full-time de dimineața până seara. Poți să faci copii, poți să faci operații, poți să suferi o grămadă de transformări, poți să faci fix aceleași lucruri. Și de ce vă spun asta? Pentru că eu am trăit o perioadă cu diabetul în care efectiv credeam că sunt limitată, credeam că ok, nu pot să mă duc acolo pentru că eu am diabet. A, petrecere nu pot pentru că acolo sunt mulți copii care vor râde de mine, cu siguranță se vor mânca dulciuri, eu va trebui să mă abțin din greu, trebuie să iau insulina după mine, trebuie să iau aparatul de glicemie după mine. Într-adevăr, diabetul vine cu niște accesorii și la propriu și la figurat, dar poți să faci acele lucruri, crede-mă. Altă lecție pe care am învățat-o și o reînvăț de o grămadă de ori, pentru că știți cum este, exercițiul este mama învățăturii, se mai întâmplă diverse chestii pe parcurs, așa că este imposibil în continuare să știți că învăț lucruri noi. Mergi la medic atunci când apar probleme! Ați auzit bine și cei care mă urmăriți deja de ceva timp știți că v-am tot spus de problemele mele de respirație, o să le rezolv, este totul în regulă, dar revenind la subiectul de azi, nu amâna vizita la medic, pentru că alte probleme de sănătate, pe lângă diabet, va influența foarte, foarte mult nivelul de glicemie. Probabil ați observat, dacă nu știți lucrul acesta, vă spun eu, și când ești răcit, glicemia ta o ia razna. Nu mai spun de virusul acesta de care avem parte, credeți-mă, virusul combinat cu diabet, adios glicemie pe o perioadă îndelungată de timp, trebuie să lucrezi un pic la ea până o aduci în limite normale. Ca să nu mai vorbim de probleme la alte organe, la inimă, la plămâni, probleme genitale, toate lucrurile acestea pe lângă diabet complică atât diabetul, cât și problema cealaltă de sănătate. Deci mergeți, dragilor, la medic, vă rog. Asta, în general, este un îndemn pentru toate persoanele, chiar dacă ai sau nu ai diabet, apare o problemă, du-te! Mai bine o tratezi la început dacă nu ai reușit să o previi, decât să încerci să mai faci ceva într-o fază finală. Nu ascunde că ai diabet. Știu că am mai spus lucrul acesta, dar este esențial și l-am învățat pe propria piele. Nu zic acum să ieșiți pe stradă sau să deschideți geamul și să strigați în gura mare: hei, eu am diabet, fiți atenți la mine. Mă refer să le spui celor din jurul tău de lucrul acesta. Să spui la școală, la facultate, la muncă, la medic, atunci când te duci la alte controle. Eu primul lucru pe care îl fac, spun lucrul acesta. M-am dus la dermatolog și poate o să vă gândiți că n-are nicio legătură cu diabetul, dar are, și am spus, știți, am diabet tip 1, ok, m-am dus la ginecologie, aceeași poveste, m-am dus la oftalmologie, la fel. Deci spun
spuneți că aveți diabet oriunde vă duceți. Și ca să vă spun din nou exemplul meu personal, când eram micuță și eram la fel, nu știu cât aveam, până în 10 ani oricum, nu voiam să se afle la școală că am diabet, adică nu voiam să știe copiii pentru că erau foarte răutăcioși. V-am mai spus experiența pe care am trăit-o eu, dificultățile pe care le-am întâmpinat cu diabetul, vi le-am spus anul trecut într-un clip separat despre subiectul acesta, așa că dacă nu l-ați văzut, o să vi-l las în descriere să mergeți să-l vedeți. Și deoarece am ascuns lucrul acesta față de colegii mei, mi s-a făcut rău într-o zi, atât de rău încât nimeni nu înțelegea ce se petrece, până în momentul în care profesorul au luat legătura cu părinții mei și au aflat astfel că am diabet și au știut ce să-mi fac. Deci anunțați că aveți diabet pentru că vă poate salva viața. Nu te lăsa influențat de gurile rele. Și vă spun asta pentru că am trecut prin lucrul acesta, știu cum este, oamenii sunt răi, râd de tine, te subestimează, pe mine m-au marginalizat pentru că, v-am mai spus eu, credeau copiii că diabetul este o boală care se ia, sau am auzit lucruri de genul că nu o să trăiesc mult pentru că am diabet sau nu o să reușesc în viață, dar mi-am învățat lecția și nu m-am mai lăsat influențată de oameni de genul acesta pentru că am învățat că pot să fac fix aceleași lucruri ca și ei și uneori poți să le faci mai bine și o să vă zic la final de ce spun asta. Poți să ai realizări în viață, poți să-ți întemeiezi o familie, poți să mergi la o facultate bună, o facultate pe care tu ți-o dorești și multe, multe altele. Și știți cum trebuie să fiți ca broscuța aceea surdă? Nu știu câți dintre voi știți povestea, dar o să vă spun acum pe scurt pentru că mi se pare foarte drăguță și este o poveste care se aplică pentru toată lumea, așa că aș vrea ca de fiecare dată când vă simțiți descurajat de gurile rele, să vă amintiți de povestea aceasta. Într-o zi, animalele din junglă s-au adunat pentru a face o întrecere, să vadă care este mai rapid, care este mai puternic. Așa că, la linia de start s-au adunat absolut toate, de la leu, la tigru, la urs, până la o broscuță surdă. S-a dat startul competiției, animalele au început să alerge, să dovedească cine este mai puternic, cine este mai rapid și cine o să câștige. Erau, uite-te la mine, sunt cel mai bun. Iar pe margine, bineînțeles că erau cei care asistau la această competiție, privitorii, urmăritorii, și începeau să le spună la un dintre ei, poate chiar la majoritatea, nu ești bun, nu ești suficient de rapid, uite-te la tine, ești de tot râsul, nu meriți să fii acolo, așa că treptat, animalele din cursă au început să renunțe, iar la final, la linia de oprire, ghiciți cine a reușit să ajungă și cine a câștigat această competiție. Exact. Broscuța noastră surdă, pentru că ea nu i-a auzit pe cei de pe margine. Așa că, dragilor, când cineva vă spune că ai diabet și nu poți să faci ceva, spune-i și ce dacă, nu mă interesează și fii o broscuță surdă și gata, ai rezolvat. Altă lecție pe care am învățat-o și pot să vă spun că este una dintre cele mai recente, în sensul că am învățat-o cumva pe la terminarea facultății, în ultimul an de facultate, diabetul nu te împiedică, îți arată calea. Revenind la exemplul meu, pentru cei care nu mă cunoașteți, eu am făcut facultate de drept și mi-am dat seama, după toate cursurile și toată practica pe care am făcut-o, că singura meserie pe care aș face-o în cazul în care aș urma domeniul juridic ar fi cea de procuror criminalist. Să mergi efectiv la fața locului când se petrece o crimă și nu o să spun mai multe pentru că poate unii dintre voi nu suportați să auziți chestii de genul acesta. Iar în momentul acela, când am tras această concluzie și mi-am dat seama ce mi-ar plăcea să fac în domeniul juridic, mi-am dat seama că nu pot să fac asta din cauza diabetului. Așa am gândit eu atunci, pentru că nu prea ai cum să faci acest lucru, deoarece te solicită foarte mult atât fizic cât și psihic, trebuie să fii prezent acolo, dacă ai o glicemie mică, ți s-a rupt firul, aia, stop joc, ați înțeles ce v-am spus mai devreme. Așa că eu, în acel moment, am privit diabetul ca o piedică, dar cu timpul mi-am dat seama că, de fapt, diabetul nu m-a împiedicat să fac ceva, ci efectiv îmi arăta calea pe care să o urmez. Alte exemple, așa cum v-am spus și în clipul de anul trecut, înainte să fac diabet,
făceam balet și chiar puteam să fac balet de performanță, doar că a trebuit să mă opresc din cauza diabetului și în momentul acela la fel am văzut-o ca pe o mare, mare frustrare, pentru că nu eram capabilă din punct de vedere fizic să susțin sportul acesta în momentul acela. Și undeva pe la vârsta de vreo 10 ani am fost cu tatăl meu să mă înscriu la karate. Nu știu dacă v-am mai spus lucrul acesta până acum, dar da, vi-l zic în momentul acesta pentru că are legătură cu subiectul. Ideea este că antrenorul nu m-a primit pentru că din nou aveam diabet. În acele momente, la fel, mi se părea foarte frustrant și am luat-o efectiv ca o piedică, o dificultate ce mi-o aduce această boală, dar cu timpul mi-am dat seama că nu m-ar mai fi pasionat oricum să fac karate sau balet, deci da. Dacă și tu te-ai gândit până acum ca și mine, încearcă să-ți dai seama ce cale vrea diabetul să-ți arate. Altă lecție foarte importantă pe care am învățat-o destul de rapid este să ceri ajutorul celorlalți. Există situații în care, indiferent de voința pe care o ai, ești într-o stare fizică ce nu-ți permite efectiv nici să te ridici din pat. Astfel, cere ajutorul celor din jur, spune-le să-ți dea aparatul de glicemie, zahăr sau insulină, dacă simți deja după simptomele pe care le ai cam ce glicemie ai avea. Asta în cazul în care ai diabet, iar dacă nu ai diabet, încă o dată trebuie să reții două lucruri mari și late. Dacă persoana cu diabet de lângă tine are glicemie mică, dă-i zahăr, iar dacă are glicemie mare, dă-i insulina. Ține lângă tine toate lucrurile necesare, iar asta am învățat din propria experiență și am greșit, o recunosc, de foarte, foarte multe ori, pentru că mă gândeam că nu ar fi nevoie de ele în perioada în care, să zicem, plecam eu de acasă, dar întotdeauna, întotdeauna ia după tine aparatul de glicemie, insulina și ceva dulce. Într-adevăr, dacă în ziua de astăzi plec de acasă și știu că stau plecată cam o oră, două, nu iau aparatul și insulina după mine, pentru că înainte încerc să am o glicemie destul de stabilă, să mă monitorizez înainte de a pleca de acasă, dar zahăr, ceva dulce, iau aproximativ de fiecare dată după mine. Dacă este să plec mai multe zile de acasă sau și dacă este să dorm o noapte, în altă parte, întotdeauna o să iau aceste trei chestii cu mine. Ajută-i pe cei cu diabet, iar lucrul acesta se aplică atât pentru cei care au diabet, cât și pentru cei care nu au. Dragilor, dacă aveți diabet, voi știți cel mai și cel mai bine cum se simte un om cu această boală, indiferent că este tipul 1 sau tipul 2, pentru că ați trecut aproximativ prin aceleași experiențe, așa că încercați să-l ascultați, să-l ajutați, poate cu un sfat dacă vă considerați în măsură, să-l îndrumați, să-l sprijiniți într-un anumit fel, pentru că are și el la rândul lui nevoie de un om cu care să se identifice și în care să aibă încredere, pentru că și el știe că tu ai, așa că automat se asociază cu tine, se creează o legătură, deci ajută-l atât cât poți tu. Dacă nu ai diabet și știi pe cineva care are, este foarte, foarte drăguț din partea ta să-l întrebi din când în când: hei, ce faci, cum te mai simți, cum stai cu glicemiile, este totul în regulă? Dacă vezi că se simte rău, din nou, poți să-l întrebi cu ce poți să te ajut, eventual să-i dai aparatul de glicemie, zahărul sau insulina, așa cum v-am spus mai devreme, dar ideea este: ajută-i pe cei care au diabet, pentru că poate au nevoie de un sprijin moral sau de un ajutor fizic. Penultima lecție de astăzi este o lecție pe care mi-am luat-o destul de târziu, undeva pe la începutul liceului aproximativ, și anume: nu ești doar diabet. Ești o persoană completă, ai mai multe lucruri în tine decât diabet. Da, el este o parte importantă a ta, o componentă, un lucru de care trebuie să ai grijă pentru că presupune sănătatea ta și, credeți-mă, sănătatea este cea mai importantă pentru că altfel nu poți să faci nimic, dar nu pune focusul doar acolo. Concentrează-te și pe cariera ta, pe bucuria ta, fericirea ta, pe lucrurile care îți plac, învață lucruri noi, citește cărți, călătorește și fă toate lucrurile pe care le face un om normal și nu te limita doar la diabet, nu pune focus aici. Iar ultimul lucru pe care l-am învățat și pe care îl folosesc de fiecare dată când am acele perioade în care sunt confuză și nu știu dacă fac lucrurile bine, nu știu dacă sunt exact acolo unde îmi doresc, așa că vă rog să vă folosiți de lucrul acesta: ești puternică, respectiv puternic. Gândește-te acum,
De la momentul de când ai fost diagnosticat, ai trecut printr-o grămadă de experiențe, ai învățat foarte multe lucruri, te-ai maturizat, ai avut diverse internări, de exemplu, ai trecut poate prin comă diabetică, cum a fost în cazul meu. Le-ai depășit pe toate până în momentul acesta și tu poate te cramponezi de o problemă minoră. Revino-ți și dă-ți seama cât de puternică, cât de puternic poți să fii, pentru că tu ai trecut prin toate lucrurile acestea și astăzi ești o persoană puternică și responsabilă, încât, crede-mă, poți să muți și munții din loc. Și vorbesc foarte serios și am o părere generală despre oamenii cu diabet. Sunt oameni puternici și sunt sigură de lucrul acesta, stau bine și pe psihic, doar că au câteodată nevoie de câte un reminder, și stau bine și la capitolul motivație, doar că este bine ca din când în când să mai iei de undeva, așa că atunci când ești nesigur pe tine, amintește-ți că ești puternic și poți să faci tot ce-ți propui. Dragilor, acestea au fost lecțiile pe care eu le-am învățat din cei 18 ani de diabet. Nu vine să cred că am îndeplinit vârsta majoratului. Momentan cam atât pentru astăzi, dar cu siguranță mai am și eu alte lucruri de învățat. Urmează să mai trec prin alte etape din viață, așa că poate peste 10-20 de ani revin cu un nou clip de genul acesta. Deci, dacă v-a plăcut, dacă a fost util pentru voi, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez nou, și nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, pe Facebook, dacă vreți să interacționăm mai mult. Iar acum, la final, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și vă las în partea aceasta un playlist super interesant despre diabet, iar până data viitoare, eu vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!